Pregătirile preoperatorii constau în două mari grupe de pregătiri. Pregătirea instrumentarului chirurgical. Instrumentar care trebuie să fie compus din instrumentar pentru incizie, format din bisturiu și foarfecă de diferite tipuri și mărimi, instrumentarul pentru hemostază sau oprirea hemoragiei, realizat prin forcipresură, care se realizează cu ajutorul penselor hemostatice de diferite calibre, forme, mărimi și dimensiuni, și instrumentarul pentru sutură, compus din portac, ac și firele necesare în funcție de grosime și categorie. Fire resorbabile și fire neresorbabile. Firele resorbabile se folosesc la interior și la țesuturile moi, iar firele neresorbabile se folosesc pentru sutura pielii și suturile exterioare. Este necesară utilizarea substanțelor de tip antiseptic pe bază de iod pentru igienizarea și aseptizarea zonei pe care se va interveni. Pregătirea mesei pe care se va desfășura intervenția prin igienizare și curățare și, absolut necesar, folosirea compreselor și tampoanelor sterile pentru curățire, hemostază prin tamponament și asigurarea unei igiene cât mai bune.